Locuitorii din Alba Iulia și-au pus în cap să se îmbogățească de centenar de pe spatele turiștilor. Și-au făcut bagajele și au decis să plece de acasă ca să își dea în chirie locuințele celor care vin în orașul Unirii ca să celebreze 100 de ani de Românie. Hotelurile sunt rezervate încă de acum un an, așa că cei care vor să înopteze în Alba Iulia de 1 decembrie mai pot apela la anunțurile din mica publicitate unde sunt scoase la închiriere apartamente sau case. De pildă, un apartament cu 3 camere situat în zona centrală a orașului costă nici mai mult, nici mai puțin de 12.000 de lei pentru 3 nopți de cazare, adică echivalentul la 10 salarii minime pe economie. Și acum, dacă vreți să mergeți în Alba Iulia de 1 decembrie, poate vă întrebați ce vi s-ar oferi în acești bani. E simplu de ghicit, ați putea urmări parada militară de la balcon fără să vă înghesuiți în mulțime. În mai toate anunțurile postate pe site-urile de profil, proprietarii promit că locuința e în centrul orașului sau la o aruncătură de băț de locul unde au loc manifestațiile de 1 decembrie. Acest proprietar, de exemplu, își închiriază casa tip duplex pentru 4 nopți celor care vor să celebreze unirea în Alba Iulia. Prețul e de 2.500 de euro, adică aproximativ 11.750 de lei. După ce descrie din ce e compusă casa și ce facilități are, nimic ieșit din comun. La final, proprietarul anunță că locuința este potrivită pentru pretențioși. Dacă v-ați hotărât pe ultima 100 de metri să mergeți în Alba Iulia, mai găsiți apartamente de închiriat, dar nu chiar în buricul târgului. Nu vă gândiți că prețurile sunt mici. În medie, un apartament cu 2 camere se închiriază cu 1000 de euro pentru 2 nopți. Proprietarul unui alt apartament de 120 de metri pătrați, în care pot fi cazate 8 persoane, cere 11.512 lei pentru aceeași perioadă. Acesta se află la 2,6 km de zona în care au loc manifestările dedicate Zilei Naționale, fiind mobilat și utilat. Pentru o altă locuință închiriată în regim hotelier, formată dintr-un living și un dormitor, situată la 2,5 km de locul în care vor avea loc concertele, se cer 9.785 de lei. Copiii beneficiază de loc de joacă, iar proprietatea pune la dispoziție cazinou, se arată în descrierea acesteia. De 1 decembrie, la Alba Iulia, oraș cu circa 70.000 de locuitori, sunt așteptați peste 100.000 de vizitatori, ceea ce ar fi o situație rar întâlnită în istorie. Întrucât și în 1918, când s-a votat unirea Transilvaniei cu România, fuseseră circa 100.000 de persoane. La manifestațiile de 1 decembrie din orașul Unirii va participa și președintele Klaus Iohannis. Autoritățile locale au anunțat că în ziua de 1 decembrie vor avea loc numai concerte de muzică populară și cântece patriotice, iar seara se va încheia cu un spectacol de artificii.